militar, iată, a leșinat, i s-a făcut rău. Acesta este cărat pe brațe și dus la ambulanță. Președintele Klaus Iohannis înțeleg că nu a schițat absolut niciun gest de ajutor sau de compasiune pentru acesta. Vedem mobilizarea de forță de acolo. Janina Vatkovici a asistat la aceste evenimente și vine cu detalii. Se alătură discuției și domnul Sorin Roșca Stănescu, căruia îi mulțumesc pentru prezență. Însă, pentru început, Janina, ce s-a întâmplat acolo? A fost un incident aici, chiar în timpul discursului președintelui Klaus Iohannis. Unul dintre militarii americani a leșinat, pur și simplu, au intervenit apoi colegii lui din forțele navale americane. Însă totul s-a întâmplat în timpul discursului președintelui Klaus Iohannis, însă imediat după ce a terminat de vorbit șeful statului, după ce și-a susținut discursul, chiar dacă totul s-a întâmplat la un metru de președintele Klaus Iohannis, acesta și-a continuat drumul spre tribuna oficială. Deja precizăm că în acel moment interveniseră cei din forțele navale americane pentru a-l ajuta pe militarul care a leșinat la acel moment, pentru că a fost nevoie, bineînțeles, de o intervenție de urgență. A fost luat cu targa și, bineînțeles, pentru a-i se acorda toate îngrijirile medicale. Jaina, mulțumesc foarte mult. Domnule Roșca Stănescu, vă mulțumesc pentru prezență. Iată, aceste imagini au un puternic impact emoțional și vă întreb, cum este posibil să nu existe nici măcar o reacție din partea președintelui să lasă în spate acest soldat care ia